Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Colegul nostru, George Hodorogea, ne trimite documentarul, inclus în tematica Cronicile Teutone, Testamentul Cavalerului von Graf. Vă propun să-l parcurgem împreună. Justificare esențială. De-a lungul timpului au curs râuri de cerneală despre misterioșii cavaleri ai crucii, cunoscuți mai degrabă sub numele de cavalerii teutoni, s-au spus multe, unele adevărate, altele nu, dar toate sub nimbul unor mistere cavalerești, fapt ce a atras mereu curiozitatea cititorului de rând și nu numai. De câteva luni am intrat în posesia unor manuscrise autentice, aparținând în majoritate colecției celebrului cavaler von Graf, unul dintre luptătorii în cruciade și în același timp unul ce a fost martor la multe întâmplări demne de un film hollywoodian. Sunt peste 150 de documente aparținând familiei Bremen, urmașa de drept a cavalerului von Graf și timpul istoric acoperit de aceste manuscrise se întinde peste circa 400 de ani. Sunt în parte scrisori, acte, memorii și chiar câteva chitanțe de achiziții, dar și unele acte oficiale ale coroanelor maghiare și germane, dar și unul ștampilat cu crinul regal francez. După o examinare atentă am reușit să închegăm mai multe istoristiri, în marea lor parte privind Transilvania și mai ales Țara Bârsei, istoristiri pe care le-am denumit, inspirându-ne dintr-un fragment de jurnal al cavalerului von Graf, Cronicile Teutone. Puțină documentare necesară. Denumirea de Țara Bârsei vine din germanul Burzenland și maghiarizat ca Barcașag, amândouă denumirile trăgându-se va din latinul Terra Borza, denumire veche de pe vremea dacilor liberi, cavalerii teutoni traducând de altfel acea veche denumire atunci când s-au stabilit în zona și în urma înfrângerilor din cruciade. Țara Bârsei, cunoscută și ca depresiunea Curburii Carpatice sau depresiunea Brașovului, ea fiind o regiune istorică și etnografică din sud-estul Transilvaniei, având în orașul Brașov cea mai importantă localitate. Ordinul Cavalerilor Teutoni, în latină Ordo Teutonicus, cu acronimul OT, era și este încă într-o formă sau alta un ordin religios german-catolic înființat la sfârșitul secolului al XII-lea la Acra, localitate din Palestina. A fost un ordin militar cruciat, având misiunea de a elibera Ierusalimul de păgâni. Cavalerii acestui ordin purtau veșminte albe prevăzute cu o cruce, de unde și numele dat uneori de Cavalerii Crucii Negre, spre deosebire de rivalilor templierii ce aveau crucea roșie. După ce forțele creștine implicate în cruciade au fost învinse, ordinul a fost nevoit să se retragă și s-a mutat în anul 1211 în Țara Bârsei, la solicitarea regelui Ungariei pentru a ajuta regatul maghiar la apărarea graniței estice de incursiunile cumane, dar și pentru a întări poziția catolicismului într-o zonă în care majoritatea populației era ortodoxă. Actul oficial. Pentru colonizarea cavalerilor teutoni, regele Andrei al II-lea a emis în același an, 1211, o diplomă de donație. În numele Sfintei Treimi, una și nedespărțită, Andrei din mila lui Dumnezeu, regele Ungariei, Dalmației, Croației, Ramei, Serbiei, Galiției și Lodomeriei, dea pururea. Între semnele osebitoare ale mărăției regale, semne cu care împodobit amintirea vrednică de pomenirea înaintașilor noștri, cel mai de seamă și mai pilduitor e acela de a întinde o mână cât mai darnică oaspeților vrednici de laudă, a căror așezare se vede că e folositoare regatului și despre a căror rugăciune se știe că este presuită de Dumnezeu. Așa se face că mânați de o evlavioasă dorință, apucând pe urmele părinților noștri de cucernică pomenire și dorind, după trecerea acestei vieți să împărtășim cu dânsii răsplata vieții veșnice, am dăruit cruciaților ospitalieri ai Ordinului Sfintei Marii, care pe vremi a fost la Ierusalim, iar acum, pentru că așa cer păcatele noastre, este așezat la Acra, din dragoste frățească o țară numită Bârsa, în Transilvania, între cumani, ca să o locuiască în pace și să o stăpânească slobot pe veci, pentru ca prin conviețuirea cu ei să se întindă regatul nostru, iar prin rugăciunile lor milostenia noastră să fie adusă în fața lui Dumnezeu celui preanalt, spre binele sufletului nostru și al părinților noștri. Afară de aceasta, le-am îngăduit ca de se va găsi în sus numita Țara Bârsei aur și argint, o parte să se dea vistieriei, iar restul să rămână lor. Pe deasupra, le-am lăsat pe deplin târgurile libere și vămile târgurilor din acel ținut și le-am dat voie să-și ridice cetăți de lemn și orașe de lemn ca să apere regatul împotriva cumanilor. Mai hotărâm ca niciun voievod să nu aibă drept de găzduire la ei. I-am mai iertat de dinarii liberi și de pondere și le-am îngăduit să fie scutiți și liberi de plata oricărei dări.
să nu fie supus judecății sau jurisdicțiunii nimănui altuia decât a regelui, ci să aibă dreptul de a-și alege dintre ei pe judecătorul ce îi va judeca. Iar noi am poruncit ca suziși și cruciați să fie așezați în stăpânirea suspomenitei țări a Bârsei de către pristavul nostru Fecate Iuna, care a înconjurat susnumitul ținut și l-a dat lor, împrejmuindu-l cu anumite semne de hotar, după porunca voievodului Mihail. Iar primul hotar al acestui ținut începe de la întăriturile cetății Hălmeag și merge până la întăriturile cetății Ungra și de aici merge până la întăriturile lui Nicolae, pe unde curge apa ce se numește Olt și așa urcând pe Olt, merge până acolo unde prejmerul se varsă în Olt. Iarăși merge până la izvorul aceluiași prejmer și de la izvorul apei ce se cheamă Timiș merge până la vărsarea apei ce se numește Bârsa. Apoi de-a lungul munților Carpași și încing același pământ, hotarul merge până la Hălmeag. Tot acest pământ, după cum îl înconjoară sus numiți munți și râuri, se numește Bârsa. Măcar că ceea ce noi am făcut mânați de dragoste frățească nu poate fi acoperit de uitare în fața aceluia care el însuși este dragoste. Totuși, din prevederile pentru viitor, am poruncit ca această milostenie să fie întărită cu mărturia peceții noastre. Dat de mâna magistrului Toma, cancelar al curții regale și prepozit de veșprem în anul 1211 de la întruparea Domnului, când venerabilul Ioan era arhiepiscop de Strigoniu, reverendul Bertold Ales, Boleslav de Vac, Cartapan de Agria, Simion de Oradea, Dezideriu de Cenad, Wilhelm al Transilvaniei, Gotard de Zagreb, Petru de Ghior, Robert de Veșprem, pe când Pot era palatin și comite de Moson, Mihail Voievod, Petru comite de Baci, Iula de Bodrog, Banco de Bihor și comite curial al reginei, Marcel comite de Cheve și comite curial, Nicolae comite de Pojon, în anul al șaptelea al domniei noastre. Am redat integral această diplomă de donație întărită și de o bulă papală de aprobare a acestui transfer de suzeranitate, fiindcă de multe dintre aceste nume ne vom lovi în poveștile care țin de cronicile teutone și pentru a întări veridicitatea celor ce urmează. Și mai avem un motiv. Din acest act este clar că ținutul donat era deja populat la data donației de o altă populație decât cea a cavalerilor teutoni, ceea ce contrazice teoria maghiară a teritoriului nelocuit. Am adus cu noi ceea ce nimeni nu a avut curaj. Așa se încheie o scrisoare semnată de von Graf și adresată comitelui Marcel de Cheve. Dar ce adusese cavalerul teuton din Palestina? Din rândurile scrise în mare grabă și cam dezordonat se vede asta clar, răiese că înainte de a părăsi Acra, slujitorii cavalerului sigilaseră 3 lăzi de cedru, lăzi pe care le încărcaseră noaptea în mare taină. Erau sigilate cu pecetea Marii Cruci Negre, deci nimeni decât sub povara unor mari și crâncene blesteme nu putea să desigileze, singurul fiind marele maestru al ordinului. Dar se pare că avea cunoștință și cavalerul von Graf și nu numai el, vom vedea din cele ce urmează. Abia se mai vedeau fumurile fumegânde ale Acrei, când din dreapta noastră un pâlc de cavalerii templului se apropiau amenințător. Cavalerul Bois de la Front ne ceru răstit să-i predăm lăzile. La refuzul meu hotărât, Bois dădu ordinul de atac. Atunci cavalerul Rodman de Bavara a apărut din urmă cu 300 de lăncieri și așa de Bois se retrase. Acum știm că nu vom avea pace cu lăzile. Secretul Crucii Negre nu mai e secret. Și știam, iubite Marcellus, că templierii ne vor vâna mereu pentru cele din lăz, nu am curajul cavalere să spun ce. Știm din multe documente și bule papale sau altele, dar tot religioase, că misiunea secretă a cruciaților nu era atât eliberarea Ierusalimului de păgâni, cât mai ales recuperarea unor artefacte sfinte pentru creștini, precum crucea sacrificării Mântuitorului, vestitul Graal, pocalul sfânt al vestitei cine de taină, sau, cum credeau alții, pocalul în care se scursese sângele Mântuitorului răstignit, lancia cu care un centurion roman îl împunsese pe Fiul lui Dumnezeu sau coroana de spini, pânza, giulgiul în care fusese învelit Iisus și multe alte obiecte considerate sfinte și cu puteri nebănuite, miraculoase, de către biserica creștină, în special cea catolică. Astfel, între diferitele ordine religioase s-a dat o luptă surdă pentru descoperirea și acapararea acestor artefacte. Se pare că din scrisoarea cavalerului von Graf, grupul de cavaleri teuton transportaseră din Acra o parte din aceste miraculoase artefacte, dar pe care și în ce scop și oare cât au stat ele în Transilvania sau de ce nu, oare se mai află și azi bine ascunse în locuri neștiute pe teritoriul țării noastre, România.
am simțit puterea din străfunduri. Într-o filă de jurnal, von Graf reproduce un fragment dintr-o scrisoare primită de el de la marele maestru Teuton, cel care negociase cu regele Andrei stabilirea unor pâlcuri de teutoni pe meleagurile Bârsei. Din fragmentul respectiv reiese că marele maestru solicitase această zonă brașoveană, inițial propunându-i să un ținut la granița dintre Ardeal și Moldova, probabil cel mai populat mai târziu, tot inițial ca o marcă de secui, ținut pe care Albrecht îl refuzase. Dragă cavalere, un om al locului bărbos, dar binevoitor, m-a dus undeva sus pe semețele creste ale muntelui. M-a dus undeva într-un colț de rai, crede-mă. Zău, am crezut că sunt cumva la poarta raiului. Undeva mă privea un chip de piatră, sămeș și cercetător, iar din stânga lui, printr-o ceață spontană, vedeam mai multe femei. Dar când ceața s-a risipit, erau doar ceva stânci ciudate. Am simțit cum sângele îmi clocotește ca la 20 de ani și miracol, rana din picior primită la Acra nu mă mai durea. Seara când mi-am dat jos încălțările, rana se vindecase miraculos. M-am închinat Domnului nostru și am știut că aici vreau să rămân în ținutul ăsta nemaipomenit. Și iubite cavaler, binevoitorul om ce mă urcase în grădina raiului dispăruse așa cum se ivise. Crede-mă, nu era om, era un trimis sfânt, cavalere, am simțit puterea din străfunduri. Putem presupune că locul unde presupusul bărbos îl dusese pe Albrecht, marele maestru, nu a fost altul decât cel cunoscut azi ca Sfinxul și Babele. Mai ales știind că acel loc era încărcat de energii pozitive, și este, putem să punem vindecarea marelui maestru și pe puterea energetică a munților Bucegi. De ce nu? Fratelui meu, episcop de Colni. Cavalerul von Graf scrie într-o misivă adresată episcopului de Köln, unul dintre conducătorii ordinului Teuton, că am pus la secret și fără știința cuiva lăzile de care domnia ta ai cunoștință. O grotă mi-a servit interesele și am astupat-o prăvălind stânci peste intrare. Nimeni nu poate decât cu multă osteneală să intre și o sârdie să le dea la o parte, dar nu poate fără să nu fie văzut. Comorile sfinte vor fi bine apărate de templieri sau alți prăduitori. Când socotești, dumneata, frate, în credință, că va trebui duse în altă parte să dai știre. Nepotul meu, Gottfried de Bremen, ridică deja peste grotă o cetate de lemn și are poruncă sfântă, cu amenințarea gâdelui, să nu lasă locul de izbeliște. Din acest fragment de misivă scrisoare reiese faptul că lăzile aduse din Acra, și în care se presupune că se aflau nu comori de aur și argint, ci artefacte sfinte, au fost îngropate într-o peșteră, iar peste peșteră s-ar fi ridicat o întăritură cetate de lemn. Știm din documente că teutonii au ridicat mai multe cetăți de lemn în primii ani de colonizare și mai cunoaștem și tot felul de legende care vorbesc de grote și tunele secrete de sub aceste cetăți de lemn, ridicate inițial pentru a sluji la oprirea migratorilor cumani. Se pare însă că una din aceste cetăți, care o fie oare, slujea și ca adăpost unor secrete cumplite, secrete aduse cu mare efort și pierderi de vieți omenești tocmai din Palestina. Conflicte între ordinele religioase. Documentele rămase din acele vremuri vorbesc printre altele și de o rivalitate între diferitele ordine religioase aflate temporar pe teritoriul vechii români. Astfel se știe despre existența unor conflicte chiar militare între cavalerii ioaniți, stabiliți în Banat, și teutonii din țara Bârsei. Există și o corespondență între celebrul ordin al templului și ordinul ioanit, în care se amintește despre existența relațiilor proaste dintre cele două, chiar trei ordine religioase, dar și de faptul că templierii insistau pe lângă ioanii să le recupereze simbolurile. Despre ce simboluri era oare vorba și de la cine să le recupereze? Logica ne duce la teoria că templierii, folosindu-se de amicii ioaniți, urmăreau recuperarea de la teutoni artefactelor sfinte luate de ultimii la plecarea din Acra Palestinei. De altfel, undeva într-un text, cavalerul von Graf mărturisește: mulți le vor, deși nu le știu puterea, mulți vor viața veșnică, dar nu știu că nu se poate așa ceva. George Hodorogea, mulțumim foarte mult pentru această primă parte a documentarului tău, pentru că, am uitat să vă spun, va urma, iar vouă, dragi prieteni, vă mulțumim încă o dată pentru că ne ascultați și ne vizionați. Până când ne vom reîntâlni, vă doresc multă sănătate. Sunt Cristian Alexandrescu.